Ariana, iar astăzi am revenit cu un nou videoclip și înainte de toate vreau să vă urez o primăvară frumoasă. Astăzi vă voi arăta 20 de cărți pe care îmi doresc eu să le citesc în acest anotimp și pe care le-am găsit ca fiind unele ce îmi vor da un vibe primăvăratic. Și haideți să începem, pentru că v-am zis, sunt 20 de cărți despre care abia aștept să vă spun ceva și pe care abia aștept să le citesc. Și o să încep cu două cărți de la editura 3. Ambele sunt scrise de Jennifer Niven, este vorba despre toate acele locuri minunate și universul pe umerii tăi. Aceasta este mai recent apărută, însă ambele sunt extrem de populare și vreau să îmi formez și eu o părere despre ambele titluri și despre această autoare. Apoi am niște cărți de la grupul editorial Corin, din imprinturile Leda Edge și Corin Junior. De la Leda eu îmi doresc să citesc Warcross de Mary Lou. Este o carte despre un joc care captează atenția întregii lumi și o fată care își croiește drum ilegal în cele mai ascunse coloane digitale. Am înțeles că e super interesantă această carte și dacă sunteți pasionați de calculatoare, de jocuri, de tehnologie, este și o carte pentru voi și am înțeles că este o serie, așa că abia aștept să o citesc și sper din tot sufletul să-mi placă. Prea carte este una despre care am auzit foarte multe lucruri, atât bune cât și mai puțin bune, pentru că părerile sunt destul de împărțite. Este Blestemul câștigătorului, primul volum din această trilogie, scrisă de Marie Rutoschi. Și am auzit că prima parte este destul de plictisitoare, dar și că personajul principal este o fată foarte inteligentă care te joacă pe degete. Sunt super curioasă, este vorba despre un imperiu care se desfată cu războaie și robirea celor învinși și acest personaj principal, Kestrel, care are de ales între a se căsători și a se înrola în armată. Aceia două cărți de la editura Corin Junior pe care trebuie și voi să le știți, adică sunt foarte populare și se găsesc la un preț super, super bun. Este vorba despre două cărți scrise de Gwyneth Reese și prima carte, Reverie cu flori de cireș, o poveste despre magie, mari secrete și rochii din vremea bunicii. Și cealaltă, Surori în luna de miere, Dușmănie la cataramă, Prietenie la cuțite. Am auzit că aceste cărți au legătură, dar nu trebuie să le citiți într-o anumită ordine. Și voi, ce frumoasă este această copertă! Și chiar aduce cu primăvara și abia aștept să o citesc, mai ales că are scrisul mare, la fel și pe cealaltă. După aceea am niște cărți cartonate de la Corin și este vorba despre Insula Doctorului Libris de Chris Kribelstein. V-am vorbit despre ea recent într-un book haul de la Leda și Corin, așa că nu vreau să vă spun mai multe despre ea pentru că puteți să vizionați clipul acela. La fel și cu Făuritorul de baghete magice de Edma Sessa. Este o carte foarte populară, abia aștept să o citesc. Are în jur de 446 de pagini are și sper să fac timp de ea într-o vacanță, sper, pentru că sunt foarte curioasă, adică subiectul pare interesant. După aceea am o carte de la editura Pandora M pe care abia aștept să o citesc. Este Ultima zi a domnișoarei Bixby, trei copii, o profesoară, o zi pe care nu vor uita niciodată. Sunt foarte curioasă, îmi plac cărțile despre școală, despre profesori, despre școlile din alte țări. Programa școlară de la noi este diferită de alte programe școlare, așa că sunt curioasă să văd cum învață alți copii și așa mai departe. Apoi am o carte de la Rao. Este o carte pentru copii cu aventură, din câte am înțeles, Zei scăpați din lesă de Maz Evans. Este o nouă apariție de la ei și puteți citi sinopsisul. Are și ceva ilustrații la începutul fiecărui capitol și mi se pare chiar interesantă. Are scrisul extrem de mare, așa că va fi o lectură ușoară. Apoi am două cărți de la Epica, este vorba despre Simon și planul Homo Sapiens. Va apărea și ediția de film în martie, pentru că filmul se lansează undeva vara aceasta, dacă nu mă înșel. Și Marea Călătorie a lui Amy și Roger de Morgan Matheson. Am început cartea aceasta, dar nu am continuat-o, nu știu de ce. Probabil o să o reiau pentru că nu mi-a displăcut, pur și simplu nu s-a potrivit atunci, poate pentru că ninja.
dar na, încă ninge. La storia vreau să citesc Graffiti Bun de Cat Crowley. Este o poveste de vară, de primăvară și sper tare mult să-mi placă. Apoi am două cărți de la editura Polyrom. Este vorba despre Leul de Joseph Castle, despre o fetiță pe nume Patricia care trăiește alături de familia ei într-una dintre rezervațiile naturale din Kenya. Întâlnește printre gazele, antilope, gnu, zebre, rinoceri, bivol și elefanți un pui de leu. Sunt foarte curioasă ce se va întâmpla. Vânătorii de cărți, o carte despre cărți pe care abia aștept să o descoper. Mai apoi am de Gelu F. Achiș, un autor român, cartea Misterele Zarondiei, pe care abia aștept să o citesc. Mi-a vorbit puțin autorul despre ea și mi s-a părut extrem, extrem de interesantă. Am înțeles că este o distopie pentru copii. E destul de groasă, are 474 de pagini, așa că sper să o lecturez în vacanța de primăvară. Are o copertă absolut superbă și sper să-mi placă, o să revin cu o recenzie. Apoi am niște cărți de la Arthur, respectiv Iangar, pe care vreau să le citesc. Aceasta din seria Violet History este Wolf Hollow de Lauren Walk. Abia aștept să o citesc, v-am prezentat-o în book haul-ul de la Gaudeamus și este destul de citită în ultima vreme. Tot de la Arthur mai am Secretul doamnei Frankweiler, care acum se cheamă... Fuga la muzeu, a apărut în colecția cu cărțile de aur ale copilăriei, au redenumit-o, dar eu am ediția veche și mi se pare chiar interesantă. Are scrisul mare și vedeți că e scurtă, chiar foarte scurtă. Și două cărți de la Iangar, prima este Fanger de Rainbow Rowell. Nu știu de ce, mi se pare că această carte e perfectă pentru primăvară și vară, chiar dacă... Mary de la Mary Books a zis că are câteva scene de Crăciun. Nu știu de ce mi se pare așa, dar oricum abia aștept să o citesc. Este o carte destul de controversată, însă sper că mie o să-mi placă, chiar foarte mult. Și mai am primul volum din seria Miss Peregrine, Căminul copiilor deosebiți, de Ransom Ridge. Este o carte destul de creepy, un mister, prietenie și love story într-o serie de aventuri dintre cele mai strane. Are un interior absolut deosebit. Și nu mai pot aștepta, nu cred că mai pot aștepta până la Halloween, pentru că mi se pare o carte foarte, foarte frumoasă și abia aștept să o citesc. Și cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu. Noi ne revedem data viitoare, la revedere!